Mutu face mâine 30 de ani și se gândește deja la viitor. Peste 10 ani se vede antrenor, îi poate călca pe urmele lui Hagi, care după ce s-a retras a fost chemat să antreneze naționala, anunță ProSport. Prandelli a făcut pe ziaristul și l-a luat la întrebări pe Mutu, astăzi la conferința de presă de la Marbella. Mutu își serbează mâine ziua de naștere pe terenul de antrenament. Voi juca cât mă țin picioarele, nu vreau să plec de la Fiorentina până la finalul carierei, anunță Mutu, care și-a adus aminte cel mai important gest care l-a marcat până la 30 de ani în fotbal. A refuzat să iasă de pe teren la un meci cu Steaua când antrenor era Dobrin. De ziua mea îmi doresc să ne calificăm la campionatul mondial, anunță Mutu.